Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, bun venit la episodul Farming Simulator 22. După cum am zis în episodul trecut, astăzi vreau să ne ocupăm de terenul ăsta cu orez și să le arăm, pentru că trebuie arate. Dar îmi trebuie un plug, din ce am văzut eu nu am un plug. Dacă mă duc la... Dar trebuie să fie undeva articole de ținute mele. Unde sunt astea? Wait a second. Unde sunt? Utilajele mele. Vehicule. Ce-s vehiculele mele sau? Da. Ce, mă? Păi nu-mi place așa. Come on, man. Bun. Păi, n-avem plug. Cât cai putere are acest tractor? Are... Mă, dar cum pot să-l văd eu? Cum îl vedeam în 22. Aia asta vreau eu să... În fine, hai să facem felul următor. Ăsta cât scai putem? 85, ăsta 160. Mă, l-aș lua pe plugul ăsta, n-am ce să spun. 16 tone, na, hai că-l luăm pe ăsta și vedem ce reușim. Cumpără pentru 16.000 de euro. Avem bani. Dar ce vreau eu să văd e următorul lucru. Uite, avem terenul ăsta de aici, nu e al nostru oare? Ar fi, cred că... Da. Hai să vedem cât costă să ținem și noi niște animale. Da, hai să vedem cât costă. Unelte, case de fermă, aici, animale, vaci, cai... Porci, oi, căini, albine și altele. Deci, faci. Asta ar fi 15.000 de euro și îți faci tu, dar nu cred că o să-ți dea după aia îngrășământ natural. Vreau îngrășământ natural. Asta e hambar de vaci. Îți dă sau nu îți dă? Dacă pui, cred că ți-ar da, nu? Este un ambar de reproduce. Prin urmare, producția de lapte nu este posibilă. Pășunul acestei clădiri poate fi personal. Cum adică, mă? Un loc în care ții vacile, atenție, acesta este un hambar de reproducere, prin urmare producția de lapte nu este posibilă. What? Nu înțeleg. De ce nu e posibilă, mă? Care e schema aici? Un loc în care să ții vacile, pășunul acestei clădiri poate fi personalizat. Bă, cum adică, mă, nu sunt vacile degeaba. What the hell, man? Asta e ce aveam în 22. Bine, și prea scumpe, n-am eu bani. Uite asta, poate 85.000, mi-ar plăcea să o încercăm, dar de ce că producția de lapte noi? Mă, de reproducere, fii atent. Păi mă, frate, nu-mi place. Nu-mi place treaba asta. Hai să vedem. Cai. Nu, porci. Oi. Găini. Găinile mâncă oare și altceva? Acum. Avem asta. Oh, asta e interesant pentru găini. Da, da, e fain. Nu am ce să spun. Dar nu știu dacă... Hai să vedem, avem un meniu de help. Ba da. Animale. La găini. Unde sunt astea, frate? Deci găinile mănâncă grâu ori sorg. Tot așa au rămas. Na bine, hai să nu le băgăm atunci chiar acum pe...
Nu știu, pe animale mai așteptăm un pic. Merem din nou până la magazin. Hai să mergem. Hai că... Vreau să ne mai... Uităm așa pe hartă să vedem cum e. Da, o să mă gândesc un pic la treaba asta cu animalele, pentru că... Pare destul de interesantă treaba. Deci, poți să-ți ții doar pentru producere. Și după aia le poți muta într-un hambar în care produc lapte. Băi, interesant, e interesant. Treaba asta știi când e mai bună? Mai bună pentru atunci când... De ce ne-ai semnalizat, mă? Când o să ai și din asta, cum se spune, măcelărie, știi, fabrică de carne. Pentru că poți să-ți ții, să-ți reproduci cât mai multe, să-ți crești și le duci la abator, da? Ce să zic? N-avem așa ceva, să sperăm că o să apară un mod cât mai curând. Pe mod hub cu treaba asta. Da, vedem. Hai să ne luăm și noi plugul ăsta. Așa. Da, și să sperăm că... Aoleu, când m-am asigurat... Nu o să avem probleme cu plugul ăsta. Sunt curios să demarătura acum cum e, având în vedere că e 3D. Ia uite ce frumos se vede ceața. Aștept și eu iarna, aștept... nu știu, o zi mai... ploioasă, să vedem cum se văd, bolțile pe asfalt. Păi eu cred că am trecut, așa-i? Da, am trecut. Am trecut. Bă, frate, bă, dar chiar se simte cum foarte greu trage la deal. Wow. Hai că băgăm plugul în terenul de corez, după care venim și arăm și terenul ăsta mic de aici. Vreau să sar eu un pic să vedem așa cum e. Cum se simte. Hai, vedem care e diferența, voi oameni buni, la arat. De ce nu funcționează? What? Ridică plug. What is happening? Wow, ok, am înțeles. Și n-am înțeles. De ce câteodată merge și câteodată nu? What is happening here, man? Pentru că... A, cred că știu care e problema. E terenul mai în jos. Da, uite, distanța e, deci ăsta e terenul și ăsta e terenul de orez și terenul de orez e un pic mai așa și dacă rota o duc peste asta, cred că n-ajunge plugul. Da, cred că știu ce se întâmplă. Hai să încercăm din nou. Asta era problema. Corect. Deci, da, nu mai e ca în 22, că e normal, e diferit.
Ok. Ne obișnuim. Stai un pic să luăm. Etichetăm, eliminăm etichetarea. Agăm plugul la rat. Scuzați, nu? Nu, hai că nu se simte rău. Capetele o să le facem la sfârșit, mai ales acolo avem pompa aia și... da. Hai că vin cu experiență din realitate. Vin cu experiență din realitate. Nice. Aviz celor care nu le plăcea să are în Farming Simulator în general. Acum trebuie să fiți un pic mai răbdători. Oare contează? Ah, da, mă, uite, contează dacă mă urc. Deci trebuie să mergi cu roata fix pe șanț, pe brază, să spunem așa. Exact ca realitate. Nice. Mă, ce să zic, e un început bun pentru Farming Simulator. Poate o să se mai evolueze treaba asta în viitor, nu știu. Deși nu prea cred. Dar na, eu zic că e o adiție poate pentru unii plăcută, poate pentru alții neplăcută. Depinde de fiecare. Eu încerc să mă adaptez cu ce s-a integrat nou. Dar, după părerea mea, cred că Professional Farmer Cattle and Crops avea un pic mai bine la arat în 3D, la deformarea solului. Cred că era mai un pic mai realist. Dar, anyway, e ok și așa. Avem deformarea solului în Farming Simulator, până la urmă lucru cerut de oameni de o eternitate. Și acum se vede dacă nu mergi drept, dacă mergi un pic mai strâmb. Că aici încercăm să facem capetele la sfârșit. Exact cum facem viața reală până la urmă. Că dacă am început eu, terenul ăsta o să-l terminăm noi, pentru că nu mai pune iaiul și cred că pune iaiul pe celelalte terenuri. Vezi? Mi-a ridicat plugul un pic, cum l-am mai arat. Se aud foarte multe sunete. Oh, wow, erau de la plug. Nice. Avem mai multe sunete. Opa. Așa să ieșim pe aici. Da, aici am să fiu un pic... trebuie să ai multă răbdare când are un teren de orez, pentru că ai aceste pompe. Și te cam încurcă, știi, la capăt. Dar, na, la sfârșit faci capetele și asta este. Apropo, hai să vedem o chestie. Dacă ne uităm aici, noi suntem pe terenul acesta.
Creștere, bla bla bla, taie arat. Aha. Deci se pune și mi-a rămas aici un pic pe margine și pe aici. Dar nu cred că contează chiar așa mult. Nice. Dar merge destul de repede, sincer, să fiu aratul. Bine, este și un teren foarte mic. Aceste terenuri poate un pic mai mari de cum era pe harta Selendra din Farming Simulator 22, unde am avut seria cu gospodarul român și aran cu cai, semăna cu căluții și alte lucruri. Deci bănuiesc că un pic mai mare probabil decât acele terenuri. Da. Hai că am făcut aici o burtă pe teren. Da. Asta e, până ne obișnuim un pic cu acest stil de arat, să spunem așa. Cu arat în 3D. Îl îndreptăm, nu-i problemă. Mai am un pic și termin, o să pun lucrătorul automat să muncească pe celălalt teren și noi o să ne ocupăm de alte lucruri, așa că am vrea să ne băgăm un pic și pe animale, dar nu chiar acum, pentru că din ce văd scap scumpe, știi, grajdurile alea care au nevoie de în care poți să ții vacile să-ți dea lapte și plus că îți trebuie bani pentru utilaje, cusători și multe altele. Nu știu dacă acele grajduri sunt constructibile sau nu, adică trebuie să aduci tu materiale să le construiești de la zero sau gata făcute. Că dacă o să trească să duci material ca să le construiești, o să trească alte investiții, știi? Adică o să trească să facem bani, să cumpărăm fabrica de chestia și să ducem materiale. Deci o să fie oricum o grămadă de muncă, nu glumă. Finalizăm aici și o zic că arată destul de bine, mai facem capul celălalt și asta este. Uite așa. Și uite așa facem noi ca în realitate. Și capetele și finalizăm. Oh, hai că se simte, mă. Se simte. Bă, niciodată. N-aș fi, opa. N-aș fi crezut că în Farming Simulator să avem noi arătură în 3D. Da, 3D. Deformarea solului. Anyway. Mai am de arat și eu în viața reală. Mamă, ce... ce șod arată, mă. Așa... Da, eram sigur că pățesc o treabă asta. De ce să nu pățesc o treabă asta? Da, hai că eu zic că e ok. Băi, mama mea, ne-am văzut cum e și cu aratul. Îmi cer scuze dacă v-am plictisit cu procesul ăsta și... nu știu. Poate pentru voi a fost o plictiseală, pentru mine a fost prima dată când ară cu deformarea solului, deci o mică distracție. Hai de cum funcționează. Deci luat automat, începeți cu sus jos. Hai. Bagă tare.
Uite, mă, putea să punem GPS-ul, vezi? Am uitat de GPS, tot timpul uit. Bagă tare, băiatul meu, hai să vedem cum muncește asta aici. Ce din asta așa? Fii atent, fii atent ce stil de arată așa. Ai, man, da. Poate nu l-am pus eu bine. În fine, dă-i pace. Lăsăm așa, bun. Terenul ăsta de aici, ziceam că trebuie să vedem de el. Da, e de ținut de mine, trebuie și ăsta arat. Iar aici așa avem un alt teren. Asta ce l-am arat noi. Nu. Cam așa se vede. Aici cum se treaba la... Seră, ne dă, nu ne dă nimic. Trebuie să activăm producția, n-am activat-o. E dezactivare, activare. Ah! 4 litri. 4 litri, aha. Foarte puțin. Și la ciuperci, 48. Bă, dar produce greu, mă. Produce foarte greu. Interesant. Contracte. Hai să vedem un pic cu contractele. De ce să nu facem ceva contracte, să mai facem bănuți. Deci, avem balotat. Oh, balotat. Ok. Culegerea pietrelor, fertilizare, lemn mort. Ce? Există mulți copaci morți în această zonă. Ajută proprietarul tăind toți copacii morți. Fiecare copac este deja marcat, îl poți vinde apoi. Oh, asta e interesant. Poți să faci bani de pe lemne. Nice. Faină misiune. Îmi place. Poate o să o facem. Privire. Ok. Prășit. Recoltat. Optimire. Regulez pe același transportă produsul la punctul de vânzare. Katie. Ok. Stropire. Nice. Transportul de copaci. Uite, asta știu că am testat cu Sherlux aseară. Interesant. Numai că ți-a timp să încași lemnele. Și îndepărtare de pietre. Oh, wow, utilaj nou, 2200. Hai, mă, să vedem cum e asta. Dăm împrumută obiecte. Și hai să dăm cu contractul ăsta. Hai că sunt curios. Ce chestie. Ah, picamăr, mă. Na. Oh, wow. Asta e interesant. Aveam ceva de genul Farming Simulator 22 cu Plant... cu... Plantemic? Nu Plantemic Expansion sau cum se numea. În fine, Silver Run Forest. Așa, hai să vedem unde suntem noi. Și contractul... Trebuie să fie undeva pe aici. Contracte active de teren 22. Terenul 22. Uite aici. Așa. Pot să-i dau etichetare, mă? Nu pot să-i dau. Ok. Deci, sunt aici și ca să ajung acolo pot să mă duc fiu eu la... Nu, o luăm la dreapta. Ok. Cât avem? 12 km/h cu nebunia asta. Oh, wow. Pfff, man. N-avem de mers, nu glumă. Jesus, man, avem de mers. Foarte mult. Foarte mult. Cum se vede din interior? Oh, interesantă. Na, hai că ne vedem acolo. Până o să meargă un pic acolo, vreau să... Îmi cumpăr din ăsta de ramă, îngrășăminte și alte chestii, distribuitor de îngrășăminte.
Aoleu, ăsta e 45.000. 2.000. Merge și cu var și cu... asta e nasol. Nu ce fai cu bagajul din ăsta, nu? Mai așa, mai... Na, fai. Trebuie să cheltuim banii ăștia. 45.000. O să trească să dăm și cu var aici. Extensii fără, cu mic, mare. Ok, mai crește prețul. 6 metri la 6 metri 55.000. Na, asta e. Cumpărăm. Hai să-l cumpărăm. Nu jucăm pe dificultate economică ușoară. Nu jucăm pe greu. Deci, sincer aș mai cumpăra și, uite, tractoare mici. Hai de ce ok. Ce tractoare mici avem? Avem ăsta care îl știu, Landini. Ok. Ceva mai nou. Antonio Carraro. Ok. Și doar astea sunt. Bă, mi-e dor de UTB. Maybe. Da, așa, nu avem niciun Massey Ferguson pe aici. Ba da. Mamă, frate, ascunde mă. Oh, man. L-aș vrea. L-aș vrea în viața mea. Interesant ăsta. Dar nu prea place cum arată. Ok. Da, deci... ce să zic, nu prea vreau să cheltui bani acum așa mulți. Da, mă gândeam să, că mai trebuie un tractor, dar cred că nu mă complic. Oricum, uite, în termină ăsta imediat aici. Hai să vedem cum face și ultimul capăt, cred că da. Lasă pe unul să-mi ajungă, să vedem pe unde e ăsta. A ajuns. Mai are, cred că un pic. Mai are un pic. Deci o să ies și probabil aici și merge acolo, sau merge pe aici și pe acolo. Hai să vedem. Da, deci merge înainte și o ia după aia la stânga, să ajungă aici. Bine. Oh, wow, stă la roșu, bă, fii atent, bă. Ce cu ăla, mă? Ok. Deci stă la roșu, frate. Interesant. Na. Interesantă treabă. Ia-i o stă la roșu. Frumos. Na bun, hai să mergem atunci să ne ocupăm și de terenul celălalt. Până ajunge el acolo, vedem cum e și cu contractul ăla. Uite, mă întreb cum e să-ți creezi teren de la zero. Cred că mai poți, nu? Da, se mai poate. Sunt curios, cum e să-ți mai creezi teren de la zero? O bătaie de cap. Trebuie să fie o țăm mai greu. Da, cred că rămas aceeași chestie cu... aceeași chestie cu pictatul. Poți să pictezi după aia ca să îndrepti. De ce e așa ciudat? Hai să vedem că terenul ăsta are o formă mai ciudată.
Hai să vedem se descurcă AI-ul pe el. Uite, îl punem de aici. Ok. Bagă mare. Tot femeie. S-o băga femeile pe agricultură, frate. Niciun nor, mă, frate, niciun nor. Wow. Aha. Te avem și pietre. Da, și arată diferit pietrele. Unde e băiatul ăsta? Mai are până ajunge? Mai are, cred că un pic, da. Și-au ajuns acum. Dar hai să vedem cum eliminăm noi de aici astea. Pe partea interesantă. Da, așa să vedem. Deci, mă gândesc că ridicăm ăsta. Facem așa. Și decât B, nu? Oh. Nice. Particule. Ok, gata. Ah, și ne dă pietriș, mă? Asta e... Ok. Vai, că nu am... Oh, man. Nu am din asta, mă, cum îi spune. Încărcător frontal cu cupă. Nu am încărcător frontal cu cupă. Vai, ce imagini faine aș fi făcut aici. Deci ne dă pietriș, mă, cred că. Și asta cred că îl putem folosi să facem ciment. 100%. Hai, băieți, ha. Nice, 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 nice. Da, mă, ăla-i pietriș. Băi, interesant, îmi place. Chiar îmi place. Deci l-asta finalizat. Ok. Help me to help you. Avem contractul finalizat. Nice. Și de aici 100% luăm noi pietriș. Bă, a fost o treabă interesantă, sincer să fiu. Chiar destul de interesantă. Da. Hai că... luăm contractul ăsta, să luăm bănuții. Da, și mai avem disponibil. Uite, la balotar o să încercăm, pentru că... se transformă de copaci, e interesant. O să încercăm pentru că o să trebuiască și, mai cred că o să trebuiască să cumperi ața de balotat, sfoara. Asta are, da. Da, în fine.
Fraților, cam atât pentru acest episod. Mai explorăm jocul în continuare și vedem cum e. Pentru că pare interesant. Sper că v-a plăcut, te revedem de data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Bye, bye.